Colindatul, de fapt, luat așa în mare, colindatul promovat de toate tipurile de colindători, inclusiv și de cel mixt despre care noi nu am vorbit, acolo intră și femeile și bărbații, deci luat așa în ansamblu, el s-a păstrat peste tot în Republica Moldova. Dar grupurile acestea dezvoltă o activitate diferită. Să zicem, copiii pretutindeni sunt foarte activi. Maturii în grupurile mixte încă au rămas activi. Mai puțin se văd, să zicem, aceste cete ale tinerilor. Nu știu de ce, probabil asta se trage din perioada sovietică, din acele vremuri când colindatul era interzis. Era interzis și strict controlat de către școală, de către conducerea sovietelor sătești. Bine, și era prezentat comunității într-o ipostază așa a rușinii. E rușine să umbli de-a colindatul. Ce nu aveți ce mânca, umblați cu cerutul. Adică colindatul era echivalat cu cerșitul. Și s-au schimbat vremurile, dar din păcate, iată, această atitudine încă mai persistă în societate. Fiindcă probabil astăzi sunt părinți acei tineri sau copii care cândva au fost elevii școlilor, au fost comsomoliști, au fost pioneri și ei au fost apostrofați, scoși pe la careuri, certați că de ce umblă cu colindele. Și mă bucur că în același rând, în aceleași școli au învățat și astăzi sunt părinți sau poate bunici alt tip de cetățeni. Cetățeanul care are un interes aparte și o grijă aparte pentru tradiție, pentru obicei. Văzând Crăciunul și Anul Nou și toate celelalte mari obiceiuri, nu numai într-o masă foarte bogat pregătită, ci și într-o trăire totală, adică socială, împreună cu toți ale acestor sărbători. Trăire însemnând și aceste colinde pe care ei le cântă și așteaptă totodată să le deschidă ușa colindătorii și se întristează enorm de mult când nu le deschide ușa nimeni la Crăciun și stau cu urechea ascuțită sau cu auzul ascuțit să asculte la care casă de gospodar se colindă și la ei nu vine nimeni. Este o trăire foarte duplicitară a acestei tradiții și mi se pare că noi astăzi încă mai putem pune umărul ca să reabilităm obiceiul propriu-zis în fața celor care l-au cedat cu atâta ușurință. Trăim în niște vremuri, astăzi este foarte ușor să pierzi inclusiv obiceiul. El se duce foarte ușor așa printre alte lucruri mult trecătoare și foarte repede acest colindat s-ar putea să fie înlocuit de cu totul alte forme culturale. Dar, zic eu, regretele sunt deja și sunt destul de mari privind această pierdere eventuală uneori. Și la fel cum bucuria este enorm de mare pentru localitățile unde colindatul este la el acasă. Și când spun acest lucru, mă gândesc neapărat la satele de la sud. Mă gândesc la vatra lui Nicolae Sulac, numită Sadâc, unde există două cete de colindători. Se înțeleg și ei la hora pe care o joacă înainte de a începe colindatul de Crăciun, adică în ajunul Crăciunului, unde se înțeleg între dânsele cine intră într-o ceată și cine intră în altă ceată, împărțeala se face după locul de trai al flăcăilor, și vor îmbla și vor juca la această horă, indiferent dacă afară e crivăț sau sunt troiene oricât de mari, am fost la ei și i-am văzut, au o admirație foarte puternică față de tradiție, și flăcăii, și fetele, dar și toți locuitorii din acest sat, pentru că dansează hora cu toții timp de vreo două ore, maxim două ore jumătate, pentru că repede vine întunericul și după ce o închis hora, toată lumea este rugată să plece acasă și să aștepte colindătorii. Colindătorii vor merge din casă în casă pentru că umblând și colindând, ei adună bani pentru alte 7 hore câte se vor organiza în sat după asta. Și horile trebuiesc plătite din acești bani de colindat. Mi-a plăcut la fel de mult în acest sat faptul că la anul nou
aceste două cete se schimbă cu locul. Ceata care a colindat în josul satului urează în susul lui și viceversa, ceata care a colindat în susul satului trece în josul satului să ureze. Deci există o coeziune la nivel de localitate foarte clar înțeleasă și ea vine din bătrâni, ideologia sovietică totalitaristă prin esența sa, vrând să excludă orice alt tip de ideologie. Dar colindatul face parte dintr-o ideologie a autenticului, a spiritului local, a ceea ce numim noi cultură tradițională. Deci această ideologie sovietică a făcut tot posibilul ca să pună cruce și să excludă din circuitul social colindatul propriu zis, cu toate ale sale. Tot așa cum, în special, ateismul militant a distrus bisericile. Și ați observat, în satele unde bisericile au fost distruse, nu au venit emisari de la Moscova, oameni buni, tot ai noștri, învrăjbiți, fiind de morbul ăsta al ideologiei, tot ei s-au urcat pe biserici și au doborât jos crucile, tot ei au mers cu tractoarele peste răstignirile de la răscruci. Uite, acest fapt este unul foarte periculos pentru societatea noastră. Este un exemplu că ne putem lăsa ușor influențați de rău și prin colindat, prin revenirea la ceea ce a rezistat în atâtea veacuri, noi putem să căpătăm această demnitate, această rezistență în fața marilor ispite. Că ispite vor fi foarte multe și noi suntem martorii multor încercări sociale la care suntem puși și astăzi, de ce nu? Dar atunci când o societate își dă seama că are un trecut, atunci când își dă seama că este o parte din acest trecut și că de noi depinde viitorul, atunci ne facem un liant, un lanț, dacă vreți, avem un frumos colind prin părțile nisporenilor, se numește cârceia, când flăcăii umblă de-a colindatul cu un lănțug mare, enorm de mare, și tot timpul cât colindă, hâțână această cârceie și în loc de clopote sau un loc de tălânci, iată, sună acest lanț. Este o enigmă a culturii noastre, a obiceiului nostru. Dragii mei, noi suntem verigi, noi suntem inele din acest mare obicei al neamului nostru, obicei care se înlănțuie. Vă spuneam, a cui Crăciunul, a cui Anul Nou, a cui Boboteaza, pe urmă vine Mărțișorul, vine Paștele, vine Paștele Blajinului. Toate sunt verigi dintr-o mare zestre a culturii noastre. Asta este important. Și noi, ca oameni, suntem verigi din neamul nostru. Noi ne legăm de părinții noștri sunt parte din bunicii noștri sunt parte din străbunicii noștri și ținându-ne așa, cu memoria noastră legați, cu sângele nostru legați unul de celălalt, generație de generație, noi putem rezista în veacuri și nu neapărat cu capul plecat, cum crede lumea, nu neapărat, dar cu toată demnitatea, pentru că în cele din urmă noi avem această posibilitate. Nimeni nu ne mai interzice, ca pe vremea sovieticilor, să ținem la colindele noastre. Nimeni nu ne mai interzice să respectăm costumul nostru tradițional. Precum vedeți, l-am îmbrăcat astăzi și multă vreme și multă lume în ultimul timp îl îmbracă cu foarte multă mândrie. Unii îl îmbracă cu multă sfială, alții încă cu multă neîncredere. Dar treptat, treptat îți dai seama că puterea înscrisă sau încifrată în acest costum ți se transpune ție sau ți se transferă ție și tu devii parte din această putere. Este exact același lucru și în colindele noastre. Atunci când flăcăii noștri vin să ne colinde o colindă veche de 2000 de ani și ți-o cântă ție la fereastră, păi puterea celor 2000 de ani și a celor care au cântat-o an de an, ea nouă ni se transmite. Asta este logica colindatului, asta este puterea colindatului, că noi dintr-o dată, ascultând, iar ei la rândul lor cântând,
Noi suntem parte din această mare umanitate care, la rând cu noi, cu neamul nostru, colindă în această vreme a anului. Ați dat o dimensiune internațională acestui frumos obicei, colindatul de ceată bărbătească, a fost inclus în lista patrimoniului imaterial al UNESCO. Vreau să vă întreb ce înseamnă acest lucru pentru noi. Prin includerea colindatului de ceată bărbătească al Republicii Moldova și al României în lista reprezentativă UNESCO a patrimoniului cultural imaterial al umanității, dintr-o dată comunitatea mondială a spus: noi recunoaștem această bogăție a voastră care vine din veacuri adânci. Astăzi dumneavoastră o prețuiți atât de mult și noi vă încurajăm să o duceți la fel peste veacuri către stră-stră nepoții dumneavoastră. Asta înseamnă întâi de toate. Să fii văzut în ochii lumii, pentru că însăși colindatul ce înseamnă? Prin troiene, prin frig, prin toate cele, să ieși tu din casa ta, din culcușul tău cald și să te duci la atâția și atâția oameni din sat care te așteaptă și ei, cu nasul lipit de geam, te așteaptă să vii, să le spui ceva, să confirmi încă o dată și în anul acesta că dincolo de zăpezi, dincolo de frig, dincolo de toate intemperiile care pot să fie naturale sau sociale, colindatul continuă. Comunitatea internațională pe noi ne încurajează. În rest, noi singuri facem toate celea. Adică noi, la noi acasă, confirmăm că este important acest colindat pentru fiecare dintre noi și pentru fiecare comunitate. Este important la fel de mult cum a fost important acum 200-300 de ani în urmă, când oamenii socoteau pe bune că trebuie colindată orice casă și, Doamne ferește, flăcăii să fi trecut cu vederea vreo casă careva din vatra satului. Acești gospodari necolindați se supărau foarte tare, fiindcă se socotea în felul următor: casa necolindată nu va avea noroc în tot anul. Da. E o mare reușită acest dosar, tocmai datorită colaborării cu România. Să știți că atunci când a fost votat la Baku anul trecut, toate statele prezente la această ședință a Comitetului Interguvernamental au votat în unanimitate. A fost unul dintre puținele dosare votate în acest fel. Știți de ce? Pentru că, întâi de toate, a fost foarte bine pregătit. Echipa din România are o mai mare experiență, pentru că România a reușit deja să înscrie și Doina, și, de altfel, și Călușul la început, dar și ceramica de Hurez. Și plus la toate, arealul românesc este unul foarte variat. Colindatul nu poate fi înțeles în toată varietatea sa, în toată bogăția sa, dacă îl vezi trunchiat. Nici Republica Moldova fără România și nici România fără Republica Moldova nu ar fi putut demonstra lumii cât este de bogat acest obicei, colindatul de ceată bărbătească. Și celelalte dosare pe care le-am elaborat noi, împreună cu România le-am elaborat, pentru că Moldova este parte din marele areal cultural românesc. Și acest colindat din Basarabia, el a păstrat multe din ceea ce numim noi aria răsăriteană a românimii. Dar fără celelalte tradiții ale colindatului, așa cum le vedem la Maramureș, așa cum le vedem prin Buzău sau prin Bacău sau undeva, să zicem, prin mărginimea Sibiului, sigur că noi nu am vedea plinătatea acestui obicei. Și chiar ar fi foarte firesc să continuăm această colaborare
și să facem și niște festivaluri comune și să mai trecem prutul din vreme în vreme.